Emi, ieri am fost până la cimitir, la un mort, știu, un prieten de-a meu. Se duc acolo ceva. Și când m-am întors, am vorbit cu o femeie, o bătrână. De fapt, nu e așa bătrână, dar s-o bolnăvit. Da, probleme. Dar măcar o mai ajută familia. Și nu, noi mai vorbim că nu prea ai cu cine vorbi, știi, că satul e cam plin de proști. Ori țărani, ori proști. Și mi-au zis că pe vremea lui Ceaușescu era mult mai bine, bă, decât e acum. Dar zicea, o zis un aspect. Singurul aspect care era rău, că nu aveau voie oamenii, mă refer intelectualii sau oamenii, să meargă la biserică. Era descurajat ateismul ăsta. Era descurajat creștinismul de toate felurile, probabil, și numele ateismului marxist, leninist, și ce mai fi fost. Asta am vrut să spun. Mai